Salut și mi-am găsit la un nou episod din de Robbery Master 2. Bă, băieți, înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Dacă mai aveți episoade din acest joculeț, știți că data trecută am încercat all update, adică casa plină cu zombie, să spun așa, și am reușit să scăpăm pe easy. Ați văzut că în episodul trecut am făcut chiar și normalul, doar că din păcate nu l-am terminat complet, mai trebuia să iau niște chestii. Iar în acest episod o să încercăm să terminăm pe normal și bineînțeles să ajungem pe următoarea dificultate, adică pe hard. Și înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul și de like și de subscribe dacă mai aveți episoade din Robbery Mister 2. Și hai să începem așadar, dăm aici pe normal, să strângem la acest episod 10 like-uri dacă mai vreți episoade din Robbery Mister 2. Începem aici fain frumos cu zombalăul nostru. Din episodul trecut știți că au fost un singur, sunt doi zombalei pe hartă, că m-am încurcat eu un pic. E unul partea aia și unul aici, înțelegeți? Deci sunt doi zombalei de ăștia. Ei, e foarte bine că acum știu unde sunt toate lucrurile, adică scara sau cheia sau chestiile astea. Pentru că, da, am învățat și acum sper să trecem mai repede. Probabil, dacă o să reușesc să trec, adică nu vă promit nimic, eu sper să reușesc să trec pe acest episod. O să facem și hard, o să jucăm și puțin de hard. Dacă e să nu reușim, asta este. Încercăm în episodul viitor. Ok. O să vreau să fac repede lucrurile acestea. Bineînțeles că este zombalou jos la subsol, așa că mă încurcă treaba puțin. Dar dacă nu vine în casă, hai să luăm repede cheia. Deci eu cred că el se spawnează mereu acolo. Ah, what? Nu mai e cheia aici. Ah, bă, băieți, deci nu e, nu sunt lucrurile în același loc. Adică cheia nu mai e acolo, e în altă parte cheia. Ah, păi nu e frumos așa. Jocule, nu e frumos așa. De ce n-ai lăsat itemele în același loc? Te ca o zombalul ăla. E tâlpul ăla acolo, mă. Au zombalei, băi, dar nu știu unde sunt. Deci nu sunt. Deci cheia nu mai e spawnată tot acolo, e spawnată în altă parte și de... Și de unde naiba vrei tu să știi eu unde naiba e spawnată cheia, dacă nu mai e acolo în dulap? Hai că știți că aici era tableta și era și cheia. Tableta, telefonul sau ce naiba era ăla. Acum nu mai e cheia și de unde să știu eu unde e cheia? Bună treabă, deci aparent se spawnează diferit itemele, ceea ce e nașpa. Ok, o să stau să... Ok, o să stau să caut cheia aia acum, pentru că altceva n-am ce să fac, altfel n-am cum să ajung acolo să iau scara fără cheie. Ia stai mai așa, că ne duce, hai să ne ducem la subsol, că aici am vrut eu să mă duc prima dată, dar... N-am putut să... Mamă, unde o fi cheia aia, frate? Că o caut o jumătate de oră. Între ghilimele o jumătate de oră. Ce asta? Hopa, ce e aia, mă? Cheia? Băi, e cheia. Ia uite, bă, tată, unde era cheia. Deci, aparent, se spunează în altă parte. De exemplu, în episodul trecut era acolo în dulap. Acum s-a spunat aici, la subsol. Am înțeles, mă. Ok. Ok, my friend, și bă, putem să mergem aici. Să-mi zice și mie, dar cum naiba m-a văzut? What the fuck? Jocul ăsta e nebun. Cum a văzut, mă, zombalou? Nici o problemă, băieți, nici o problemă. Că scăpăm noi de nenea imediat, fii atent. De fraierul ăsta. Scoatem acia. Ăstea de la... Blănile de la geam. Da, dar nu știu unde naiba s-a dus zombalou.
Unde s-a dus, mă, zombal? Oh, fuck, l-am văzut. Pe... Hai că mai mă găsești tu, domnule zombalou. La nu mai mă găsești. Ați văzut, băieți, e ușor, i-am dat jucul. Și acum sunt pe proprietatea mea. Ca să spun mai așa. Bă, am colectat-o de aici, da? O să mai fie un zombalou aici, asta e nașpa. Dar am chestia asta care pot să mă uit de după ușă. Aici nu pot să deschid. Păi, dar stai că eu spus, cred că puteam să-mi iau chestii ca să mă apăr. Da, eu puteam să-mi iau chestii ca să mă apăr, dar... La ce trebuie mie pistol sau grenade? Pentru că... Le dau jucuri imediat la ăștia. Stai că mai au aici o conservă. Mai am, deci mai am două de lea. Mai am două sticle de apă, două de motorină. E să ne uităm peste tot, că să nu pierdem nimic. Să... Okay, hai să-ți fac aici geamurile. Desfacem și geamul ăsta. Deci mă uit peste tot. Sper că n-am ratat nimic. Ok, deci pot să sar geamul. Dar n-am vrut să-l sar, am sărit în greșeală. Ok. Poți să deschid aici? Nu. Atunci trebuie să mergem să ne întâlnim cu zombalul ăsta. Stați, băieți, că trebuie să închid eu un pic ușa. Sau ba, nu, o să-l lăsăm să... A, uite o sticlă de apă acolo. Dacă, cred că se duce în casă, din ce știu eu se duce în casă. Că și în episodul trecut ne-am întâlnit cu domnul Acilișa și se duce în casă, poate se duce în casă. Exact. Hai să se ducă băiatul nostru în casă. Închidem ușa să nu ne mai audă, luăm scara și putem să scăpăm din altă parte? Nu. Deci cumva tot trebuie pe acolo să ne întoarcem pe aici. Oh, mi-a dat o paletă peste bot. Iată aia acolo, mă. Hai, vină încoa. Hai încoa, hai. Hai. Hai, hai încoa. Hai la tata, cum s-ar zice. Hai la tata, hai la tata. Data trecută ne-am întâlnit cu fraierul ăla pe acolo. Gata. S-a liniștit apa, da? S-a liniștit treburile, băi. Băi, băie și fete. Acum nu știu unde e zombalul ăsta. Ori în casă, ori pe acolo. Ok, și acum hai să punem scara, ne urcăm, cum ne-am urcat data trecută. Ok, am terminat, deci am terminat cu apa. Am terminat cu benzina. Dar oare îmi trebuie mie ceva de desfăcut aici? Eu nu înțeleg, oare se află ceva în cutia asta? Deci mai trebuie 3 de lea și 2 de supă. Ok. Ok, ok. Păi, putem să ne dăm jos. What, am ajuns în altă parte, ești prost? Ia uite, încă o sticlă de apă, dar nu mai întrebe acum. What the fuck, noi am ajuns în...
Bă, stați așa. Aaa, eu eram confuz. Mă, uite și zombalonul nostru. Noi am mers în casa asta și acum... Da, bă, băieți, și din cauza că ne-am urcat pe acoperiș, putem să mergem. Aici e o nouă casă. Unde noi n-am fost, da, bă. Da, bă, da. Fete, putem să intrăm pe aici, frate, dar să nu ne mai întâlnim cu vreun zombalău. Da, mă, și asta e casa. E casa lui altul. Uite, butoiul ăsta din Fortnite. Cum face? Nu spune că mai e încă un zombalău aici, că mă fac pe mine. Da, voi, băi. Dar furăm totul ce contează. Orică ne trebuie, că nu. Uuuu! Da, ați mort aproape. Îți mor că n-am ce să fac, nu! Nu! Bă, băieța, mare, nu sunt doi zombii, sunt trei zombii pe nivelul ăsta, bă. Well, măcar acum știu că trebuie să ajung în casa lui ăla. Deci nu doar aici trebuie să furăm, și în partea aia. Și în partea asta, băi. Da, bă, da, da, acum trebuie să ne urcăm iară, mamă. Deci sunt trei zombale aparent. Sunt curios cum o să fie pe modul hard sau ce e acolo. Ok, o să deblocăm toate astea. Eu mai am nevoie de două sticle de apă și de două chestii de alea. Uite zombalou, mă. Hai zombalăule, vină încoa. Ei, el n-are cum să mă vadă, n-are, adică n-are cum să mă prind acolo. Da, da, asta e nașpa, că nu știu cum... Iete, iete, băieți, ce-am găsit? Unde asta de ventilație? Hai că acum știu cum să scap. Am găsit unde asta de ventilație. Și el n-are cum să ajungă aici, pentru că... E încuiată camera. Dar doar că nu găsesc ce mai întrebe mie asta. Asta e nașpa. Da, uite încă o sticlă. Și mai am nevoie de o singură chestie. Ne uităm peste tot. Hai să desfacem blănile. Să ne uităm puțin. Stânga, dreapta, văd că nu e zombalău. Stați așa un pic. Ah, uite-l, mă. E acolo zombalou nostru, am înțeles, măi. Măi, băie și fete, am înțeles. Ok, ne-am mai uitat de o dată de siguranță. Uuuu, what, cum a venit așa repede în coa? Stai acolo, fraiere, că stai bine. Eu pot să intru pe aici. Ok, și aici e altă curte. Uite, ultima chestie de mâncare. Și mai trebuie o daia ca să scap. Deja am... Ah, uite, uite, gata, frate. Gata, băieți. Și acum doar trebuie să scăpăm. Well, n-am idee pe unde să scap. Chiar nu știu pe unde să scap, băieți. Pe aici. Ah, ok. Nu mai contează, am scăpat și... Ia să ne dăm jos de pe casă acum. Ca să ne dăm jos trebuie să ajungem la scărică. La scară, dar nu știu unde e. Ah, ok, e și zombalou nostru. Pă, unde e scara aia? Că nu mai știu unde am pus scara. A, uite-o. E, hai, domnule zombalo, prinde-mă. Haide, haide, prinde-mă. Haide, haide, haide. Hai cu curaj, domnule zombalo.
Da, băieți, uite, băieți, ce-am făcut noi aici, am reușit să scăpăm pe modul normal. Iar acum, de final de episod, să spun așa, o să intrăm puțin, să jucăm și pe dificultatea hard. Să vedem despre ce e vorba aici, așa că hai să jucăm, deci jucăm așa puțin. Iar în episodul viitor vă promit că o să completăm și această dificultate. Deci avem 9 chestii de colectat, 9 de apă. A, pe același lucru, a, ba nu. O, ba nu, ia uitați, 2, 4, 6. 6 chestii am de colectat. Ok, și cred că la fel, o să jucăm puțin. Să vedem despre ce e vorba, aici la fel îmi trebuie cheia, da? Ia uite aici obiectele. Ne uităm așa puțin pe hartă, să vedem despre ce e vorba. Tot un zombalou. Oh, dar de data asta e polițist. E zombalou polițist, băieți. E zombalou polițist, da. Ah, da, de data asta sunt și s-au băgat și boschețurile. Bușurile, ceea ce e bine. De data asta nu mai e... Nu mai e zombalou normal, e zombalou polițist ăsta. Da, băieți. Aici o să pun și o capă la episod. Ne-am uitat puțin la nivel să vedem despre ce e vorba. În episodul viitor... Deci, stați puțin. Așa, băieți, în episodul viitor o să completăm ăsta cu hard. Așa că nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe dacă mai aveți episoade din Robbery Master 2. Cam acesta a fost episodul nostru de astăzi. Sper că v-a plăcut. Data viitoare o să completăm pe... O să încerc să completez pe hard. Nu uitați să apăsați butonul și de aici să strângem 10 like-uri la acest episod și pa, pa!